În timpul desfacerii panourilor de vitralii și în timpul curățirilor am putut să vedem mai de aproape și, în sfârșit, în realitate, în ce stare sunt sticlele componente ale vitraliului. O mare parte a lor sunt într-o stare perfectă, deci trebuie doar reasamblate. Altă parte sunt pur și simplu fisurate, proporțiune mică. Am întâlnit componente care conțin elemente lipsă. Acesta, cât era vitraliu intact, a fost lipit cu o bandă adezivă acoperită ca să nu intre ploaia sau să nu sufle vântul. Deci acest element lipsește. Întâlnim și această situație și întâlnim elemente, componente de sticlă care sunt foarte, foarte grav avariate. Drept exemplu, acest element care este, putem să spunem, un element mic, dar este spart în 11 bucăți. Să începem cu ce este mai ușor. Elementele care sunt doar puțin crăpate urmează a fi lipite. Ele se lipesc cu un gel special după curățirea suprafețelor de contact, ceea ce înseamnă porțiunea crăpăturii, curățirea cu diluant, cu alcool sau pe această suprafață de contact, aplicarea într-un strat foarte subțire a adezivului, unirea ei și iluminarea ei cu lumină UV albastră. Elementele care se pot salva, acelea le grupăm și le lipim în grupuri mai mici. Prima dată unim o parte, după aceea unim cealaltă parte și la sfârșit amândouă. Acesta o să urmărim acum. Prima dată curățim suprafețele de contact, unde vom aplica această soluție. Aplicăm soluția, gelul, încercăm să-i găsim poziția perfectă. Ele se vor întări mulțumită razelor ultraviolete. Vor sta aici 5-10 minute. Le lăsăm în poziție verticală ca mica greutate a bucății care vine lipită apasă exact într-o măsură încât să nu se formeze bule de aer sau alte impurități sau să nu se vadă crăpătura inițială. Crăpătura inițială pe care am curățit-o de impurități adineauri cu diluant. După aproximativ 3 minute putem să o lăsăm să mai stea încă 5-10 minute și putem să ne apucăm de celălalt. Dar până prinde primul contact, până atunci e bine să-l ținem manual.
Repetăm același procedeu. Dacă observăm că această crăpătură, la unirea ei sau la încercarea ei de a pune la locul ei, prezintă totuși o urmă, acesta a fost chiar vopsită și arsă înainte de montare și de acolo pe porțiunea crăpăturii a dispărut această vopsea, în acest caz sugerăm ca procedeul de remediere a acestei crăpături să nu fie prin lipire, ci să fie printr-o insertare a unui element de plumb în compoziția ei. Asta este una dintre procedee. Acesta se poate face în porțiuni cum e acesta, care este chiar aproape negru, și unde aceste linii suplimentare nu deranjează sau nu afectează în vreun fel desenul vitraliului în sine.